Și bineînțeles, se întâmplă acolo ce se întâmplă, deci la un moment dat, domnul Radu Câmpianu, domne, Matale, să vede că nu ești cum te-am intuit de fapt, și când spune din partea lui, nu ești, spune de familie, nu ești pe aici, că noi pe ofițeri ăștia îi trimiteam la moarte, să moară acolo, pentru că, și că pe noi ne interesa practic vreo 5.000 de oameni, 5.000 de familii, care le consideram de familie, deci cât avea, și că dai cât vreo 7 hectare, asta e nimic aici în România, ca să fii de familie trebuie să fii un om care să ai vreo 100.000 de hectare. Auzeam și eu tata să spunem, păi da, nu-ți dai seama că pierzi baza de masă. Săracul nu mai știa nici că s-a făcut vot universal. Deci în timpul guvernării liberale, femeile nu votau. Nu votau. Din păcate, domnul Radu Câmpianu era căzut mai jos în timpul votului cenzitar, care era pe avere. Și tata îi explică lucrurile astea, totul schimba la mai... Toată lumea votează, nu prins nici 1%. Și domnul Radu Câmpianu rămâne cumva blocat, da, domne, nu știu ce să spun. După asta și ce spune, eu totuși am să mă duc la colegii mei și acolo știi ce am să lăs la ei. Din familia Matale să nu mai rămână nimic. Să nu mai aveți urmași, să nu mai aveți nimic. Mor Matale, moare și soția și, să spunem, să moară repede și copilul.